În urmă cu câteva luni, primarul comunei Cuzdrioarea spunea că proiectul pentru canalizare la nivelul comunei a fost predat Companiei Naționale de Investiții și că așteaptă răspuns din partea acesteia. Acum, răspunsul este același. Proiectul cu canalizarea, așa cum v-am mai spus și anterior, e predat la Compania Națională de Investiții București. Așteptăm răspunsul lor. Dar, după discuțiile avute la nivel de minister, avem toate șansele să fie aprobat, întrucât am făcut pasul cu apa și mai mult ar fi culmea ca să nu ne aprobe canalizarea, care e foarte importantă atâta timp cât tu ai apă. Că nu vrem să transformăm comuna într-o mlaștină cu ape menajere. Apa care va curge la robinetele oamenilor din comuna Cuzdrioara, unde se va scurge? Deocamdată au și fose septice. Au fose septice și să mai folosesc de fosele septice până ce bunul Dumnezeu s-a îndura și ministerul s-a îndura să ne aprobe suma respectivă pentru a putea demara la investiția de canalizare a localității Cuzdrioara și Mănășturel.